Multă bucurie, stimați urmăritori! E joi seara, e ora 20, suntem la antrenament, suntem la o distanță de 30 de km aerian și ne pregătim pentru Berlin. Berlin e cea, pot spune că e singura etapă pe care o putem numi cu adevărat etapă națională. Și acum unii nu o să fiți de acord cu mine și am învățat în viață că trebuie să respect părerile fiecăruia și în același timp să-mi spun părerile mele într-un mod civilizat și întotdeauna când spun ceva, susțin ceva, să vin cu argumente. Spun că Berlin e singura etapă pe care o putem numi națională, că la Berlin vine și joacă și omul din Galați, și omul din Prahova, și omul din Suceava, din Botoșani, din București, și cel din Cluj, și cel din Brașov, și cel din Oradea, și cel din Arad. Berlinul e singura etapă care adună crescători din aproape toate județele țării. Urmăriți să vedeți. Sunt etape extraordinare care se mai joacă. Jvernul, pentru mine Jvernul e cea mai frumoasă etapă care joacă zona de vest. Dar Jvernul are kilometri mai mulți și pe mine mă fascinează kilometri. Dar nu putem pune și nu putem compara cu Berlinul. Madonna e o etapă extraordinară unde se adună cei mai mulți crescători, cel mai mare număr de porumbei. Dar nu putem compara cu Berlinul datorită ariei de participare, datorită suprafeței de participare, datorită etapelor, datorită oamenilor care joacă din toate județele. Deci este o etapă extraordinară. Și sunt etape frumoase, au frații noștri olteni, au moldovenii, au naționalele acum, sunt etape foarte frumoase. Dar nu le putem pune cu Berlinul. Uitați-vă să vedeți câți merg din zona de vest să joace în Moldova sau să joace în Olt. Dar de dincolo vin și joacă. La Berlin joacă toată țara și este etapa cea mai frumoasă. Este etapa la care trebuia să participăm. Participăm de 11 ani, participăm la Berlin, chiar din prima etapă. Mi-aduc aminte în 2011 când s-a făcut primul Berlin, mi-aduc aminte că nu aveai voie să particip decât cu 5 păsări. Nu aveai voie să îmbași la Berlin mai mult de 5 păsări și cred că etapa aia a fost cea mai adevărată etapă de Berlin din toată istoria Berlinului. S-a jucat doar cu spumași și toți crescătorii veneau cu cei mai puternici porumbei ce aveam în cușcă. Mi-aduc aminte că am fost unul dintre puținii jucători a vremii aceea care am clasat 5 din 5 la Berlin. Am avut și o echipă grozavă în acea perioadă și jucam maraton și eram focusat pe maraton, cum de asemenea vreau să mă focusez acum, începând de anul acesta și anul următor, vreau să mă focusez tot mai mult pe naționale, nu pe norme, ci pe naționale și internaționale. Vreau să joc, cum v-am spus, la un an cu porumbei la Jvernul. Dacă Berlinul avea 1100 de kilometri și avea mai mult decât Jvernul, cu tot lotul de pui veneam și jucam la Berlin. Mă interesează kilometri, dar revenind la Berlin, nu puteam să stau acasă și am zis în felul următor, porumbeii mei tineri care au jucat Jvernul, de la început mi-am trasat și m-am creionat un proiect și un plan. Un proiect cu bătaie lungă și un plan care trebuia urmat întru totul și pe care îl urmez cu strictețe. Și nu puteam porumbeii care am jucat la Jvernul să vin cu ei să joc la Berlin. Nu puteam lucrul acesta datorită faptului că mi-am impus niște reguli, mi-am impus niște principii și am spus în felul următor. Porumbeii care îmi vor juca Jvernul, tinerii care îmi vor juca Jvernul, vor sta apoi acasă până anul următor când vor merge, dacă vor rezista și dacă vor veni de la Jvernul, puneam problema atunci, vor merge la frații moldoveni, la Madonna sau la frații olteni. Dar în cușcă mai aveam încă 3 păsări. Mai avem 3 păsări care n-au jucat Jvernul. Unul dintre ei este acest mascul roșu. Și să vă spun de ce n-a jucat Jvernul. La antrenamentele de noapte care le-am făcut, a venit după câteva zile și a fost terminat. A venit, cred că chiar în dimineața îmbarcării pentru Jvernul și nu vreau să-mi bat joc de păsări. Bunica lui a fost cea mai bună femeie din Oradea la Jvernul Palmares. Nu puteam să-mi bat joc de el. O altă femelă, și ăsta și lansăm acum, îi dăm drumul la zăzut, uitați-vă și cum arată, la treia pană. Du-te, frate! Nu puteam să-mi bat joc de el. O altă femelă care o avem și o putem băga acum la Berlin, care este și favorita noastră, este femela 318. 200, 33, 18. Femeia aceasta am jucat-o, primele etape, și după aia am mers cu ea la Dresda 2 ca să putem juca la premii, că noi mai mulți am pus bani și câștigătorul să ia premii, și m-am dus și eu cu o pasăre să pot participa la cele premii, că niciodată nu mă dau în spate de la nicio provocare. Femeia mi-a venit
după câteva zile de la etapă, a fost lovită, dacă vă uitați atent, și acum se vede aici. Aici a avut un cheag mare de sânge, a fost o rană mare, i-am tăiat, iau penele, uitați-vă, și acum se vede cum sunt penele aici. Și nu am putut o băga, nu am putut o băga la jveri. Așa, și cel de-al treia porumbel cel mai avem acasă, e o pasăre care ne-a revenit, pe care am pierdut-o în sezon și ne-a revenit acasă acum de câteva zile. Nu are coada, a fost atacat de uliu, îi spart la spate, coada nu are decât o singură pană în coada, așa, pană, și acum mai crește coada, e cam de jumate. Ei, nu-l putem băga la Berlin, ăla nu-l putem băga la Berlin, deși aveam speranțe mari și la pasărea aia. E fiu din Argentina, care e fică din Miss Madonna Barcelona, iar în cealaltă parte bunicul lui a fost mascul lui Cristia, care a fost cel mai bun porumbel în 2020 pe zona de vest, la AS Marathon, cel mai mic punctaj, a fost campionul zonei de vest, a fost la Grand Prix, a fost în cupă la nivel național, a luat cupă loc 3 național, a fost la altă categorie loc 4 național, deci din porumbei extraordinari. Și nu ne puteam bate joc să băgăm acum la Berlin și să ne batem joc de Berlin, să venim cu o pasăre cu jumătate de coadă. Ar fi penibil să vii cu astfel de păsări, să zici că te interesează etapa. Uitați-vă, încă se vede rana ei, se vede cicatricea, se vede, dar avem speranțe mari la femeluța asta și vedem. Prietene care urmărește acest video, te invit să vii să joci la Berlin. Te invit să joci la Berlin. Și aș mai vrea să facem un lucru. Cei care urmăriți și cei care vreți să fiți cunoscuți și vreți să vă cunoaștem toți care ne uităm pe YouTube, aștept din partea voastră să trimiteți un filmuleț cu porumbeii ce vreți să-i trimiteți la Berlin și acei porumbei și filmulețul cu voi o să-l postăm frumos, îi facem un articol și îl postăm frumos cu voi. Postăm un articol despre voi, exact cum am făcut cu Alexandru, așa facem cu voi și începând de mâine vrem în fiecare zi și vreau în fiecare zi până în ziua lansării la Berlin să publicăm câte un filmuleț cu unul dintre voi. De aceea pe cei care vreți să vă cunoaștem mai de aproape, vă rog, trimiteți poze cu cușca voastră, poze cu porumbeii voștri, poze și în special poze cu porumbeii care vor merge la Berlin. Și o să facem frumos un articol, să punem ca să vă cunoaștem toți care suntem pe acest YouTube și toți care urmărim filmulețele, să ne cunoaștem unii pe alții. Deci mă repet încă o dată. Tu, care vrei și vei îmbarca marți pentru Berlin, te aștept începând de mâine dimineață sau la noapte după ce apare filmulețul, să-mi trimiți filmulețe cu porumbeii tăi care vor merge la Berlin, cu cușca ta, cu tine, să spui câteva lucruri despre tine și le vom încerca să prezentăm cât mai multe astfel de filmulețe pe YouTube-ul familiei Lucaci, ca să ne cunoaștem și să ne promovăm cât mai mult și să ne vedem cine suntem, să ne cunoaștem. E atât de plăcut și atât de impresionat am rămas și de Alexandru și sunt oameni care sunt în spatele unui telefon, oameni care sunt în spatele unui ecran pe care te urmăresc și nu ai posibilitatea să-i cunoști, să-i vezi și atât de mult mă bucură când văd astfel de oameni ca puc să-i cunosc, oameni care vezi că sunt oameni inteligenți, oameni care au obiective mărețe, oameni care au principii. E super. Vreau să te cunosc și pe tine și vrem să te cunoaștem și pe tine. De aceea așteptăm filmulețe cu porumbeii care vor merge la Berlin de la tine din cușcă, cu date despre tine, cum te numești, de unde joci, cu cușca ta. Multă bucurie și acum v-am spus viva San Sebastian, v-am spus viva Schwerin. Azi vă spun viva Berlin. Dacă ai porumbei în cușcă de maraton, nu poți să lipsești de la Berlin. E etapa care cu adevărat putem spune că e națională. E etapa unde se întâlnește toată țara, toți crescători. Tu de ce ai lipsit? Te aștept alături de noi și te aștept cu filmulețe. Să lansăm și femeluța noastră. Hai, fetița, uitați. Du-te. A plecat. Vă salut și viva Berlin!